Bună ziua! Da, începem! Toată lumea, vă rog, veniți un pic în living. Haideți! Toată lumea în living, vă rugăm! Bună! Bună! Haideți! Unde-i toată lumea? Bună ziua! Bună, Iana! Încalță-te, Iana! Haideți, haideți jos, vă rog! Ok, e toată lumea? Bun, dragii mei, ne-am adunat aici pentru că trebuie să vă luați la revedere de la Iana. Iana trebuie să plece acum. Din păcate, nu mai putem aștepta până în live. Știți foarte bine că sunt probleme cu viza ei și este o chestiune extrem de urgentă. Adică nu mai poate fi amânată nici măcar cu 10 minute. Așa că știu că este un moment dureros, în mod special pentru voi doi. Nu așa era planificată plecarea Ianei din emisiune, nu așa ar fi trebuit să fie despărțirea voastră temporară din emisiune, dar, din păcate, uneori lucrurile astea care țin de birocrație sunt mai puternice decât orice sentiment, decât orice putem să facem noi. Așa că, ca toată lumea să fie în legalitate, Andrei, Iana, o să vă rog să vă luați la revedere unul de la celălalt. Eu n-am pregătit bagajul. O să ai timp să te ocupi și de bagaj, dar, mă rog, nu o să ai timp, dar o să facem cumva să ajungă la tine. Ar fi trebuit ca momentul acesta de despărțire să fie în live, Andrei. Doar că, având în vedere că lucrurile s-au precipitat un pic, o să facem acum acest moment. Eu sper să fie, nu știu, temporar. Sper să ne putem vedea afară sau poate mai repede să vii tu aici. Vreau să știi că te iubesc enorm, într-un timp scurt, și îmi doresc să fii cât mai mult alături de mine. Am și emoții. Și mi-aș dori să te întreb dacă ai dori să fii logodnica mea și viitoarea mea asta. Chiar așa. Da. Da? Da. Îmi dă că nu pe așa cum e pe mine. Așa cum... Cum să facem? Am văzut! Pe bune! Sper să fie nimerim, arima că te mai întreb ea. Am și emoții. Cum mai mult, Andrei? Acum întrebarea! Vrei să fii soția mea? Da. Îmi pare rău să fiu eu omul rău din povestea asta, dar Iana, trebuie să pleci. Îmi pare rău. Acum? Poți să merg cu ea? Asta cum? Da, foarte frumos. Să puțin oare așa? Iana! Iana! Olin! Nu plânge tu! Și bricheta are? Trebuie să plece. Trebuie să plece. Ai grijă de tine, te întorc la Andrei, da? Ne pare rău că vă grăbim, dar credeți-mă, chiar este o chestiune extrem de urgentă. Nu pot să cred. Ce să te zice? Așa pot. Te iubesc.
puternic și să nu fii frică. Hai, Iisus. Să aveți grijă de ea, da? Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută, m-am înșelat. E o situație așa foarte atipică, pentru că de obicei, știi, când dădeam materialele cu momentul ogodnei, cei doi se țin așa mână de mână. Tu ești singur. Nu, o țin pe mama. Ții pe mama, da, da, e bine și așa, pentru că sunt convinsă că mama, în ciuda tuturor discuțiilor care au fost, când știe că tu ești cu sufletul undeva, întotdeauna, întotdeauna așa va. Știam asta, știam. Vă mulțumesc frumos. Sper să vă fie bine și sper ca distanța asta să nu estompeze cu nimic sentimentele voastre. Ți-e frică? Ai vreo emoție? Nu, nu deloc. Nu am nicio emoție, pentru că știu că mă iubește și... Da, știu să ne revedem, să fim împreună. Ia să vedem ceva, că înțeleg că a observat ceva doamna Mioara astăzi. Ia să vedem. Dacă îmi dau colegii mei niște imagini, noi nu vedem încă. Ia uite. Și eu l-am observat, să știți. Da, toți l-am văzut. De ieri, văzut de aseară. Ceva aici. Frumos, ceva special. N-am da, nu știu, un semn ceva. E un porumbel care de câteva ore... E aici, în curtea casei Mireasa. Cineva l-a pierdut. Are semn și la piciorul drept, uitați. Nu spui că e o pasăre zboare. Atent să vorbească cu tine. Da, nu știu. Știi acum cine crede în semne? Habar n-am. Nu știu. E ceva neobișnuit și pentru... Când m-am întors, am văzut și eu, era pe egal. Pentru noi. Da. Ce o să faci de acum? Știi că da, e și ăsta, sigur, Iana te, dacă urmărești Antena Play, cu siguranță că va auzi ce îi spui. Teoretic, cuplurile de logodnici trec așa în ultimele săptămâni printr-o serie de lucruri foarte drăguțe. Există niște fantasy date-uri pe care toți le vor avea. Din păcate pentru tine o să fii cumva martorul fericirii celorlalți și să te gândești și să-ți proiectezi cum o să fie revederea voastră. Cu siguranță, știu să mă bucur și de fericirea celorlalți. Dar te așteptai tu să trăiești așa o poveste niciodată. În casa Mireasa? Am venit cu gând să mă însor, asta am și declarat. După 3 luni jumate de emisiune, zis, nu mă însor, plec cum am venit, cu mama mea. Și apoi a venit Iana. Apoi a venit Iana, care n-am crezut niciodată că ar putea să fie femeia pe care să o iubesc și cu care îmi doresc să fiu. Dar ce? Cum ți s-a părut ție prima dată când ai văzut-o? Am și zis, mi s-a părut, eram în carantină, eram cu Giovanna. Mi-amintesc. Arogant, așa, nu știu. Am zis cumva, dar nu știu ce mi-a venit. În schimb, privirea mea spune altceva. Că avem și o poză, că s-a făcut, am primit niște poze când, cu intrarea ei în casă. Așa mi s-a părut mie, nu știu. Poate e așa mai dură. Dar nu m-am gândit nici o secundă că gen între noi doi ar putea să fie ceva. Deși mi-a spus că ea m-a plăcut de mai demult, de când eram în sală. Da, și deci așa e cuciorit. Da, așa zic mulți, că nu este așa. Știți că ați întrebat-o și dumneavoastră dacă mă place, zic că nu, comunicarea cu mine e interesantă. A întrebat-o și colega noastră de breazlă, doamna Gabriela, și la fel a răspuns. Și mie mi-a spus că n-a avut curaj să-mi spun în față. Ok. Și după s-a ajuns.